Piața centrală din Piatra Neamț este plină de legume și fructe din import sau din grădina proprie a comercianților, acestea ar face cu ochiul fiecărui client. Puțin sunt însă cei care se încumetă să se aprovizioneze numai cu fructe și legume, chiar dacă vânzătorii spun că au cele mai bune prețuri. O să cumpere mai multe, că acum a început post. Majoritatea ștămărei tăți sunt postul, să știi, măta, am avut aici post. Și de fudulii, ca să mai... să-mi organism. Sperăm să meargă. Până acum o mai merge, dar bani slăbuți, s-o mâncat și pește, dar de acum poate să meargă. Cât ați spanacul? 7 lei kilogram. Salata? Asta este 10 lei kilo și 3 lei bucata, aceea verde, dreaptă. Iar varza? 2 lei 50. 35, 3 lei. Pătrunjelul, rădăcina. Morcovi 2 lei, 1 lei 50, în funcție de calitatea mărfii. Și varza? Varza 2 lei, 2 lei 50, tot la fel. Cum e calitatea, așa e și prețul. Cumpărătorii spun însă că le va fi greu să țină post, unii din pricina prețurilor, alții din cauza problemelor de sănătate. Ne-am aprovizionat de bei prima zi, acum aș vă dați seama. Cum vi se par prețurile? Nu așa de acceptabile pentru noi pensionari, să știți. Sunt mai scumpe și mai ales că nu sunt de calitate, sunt din import, ochioase, așa, dar n-au niciun gust, nici fructele. Eu am luat niște mere românești, body iepure. Are parfumul și gustul foarte bun. Vă ține postul? Bă, da! Eu nu, cel puțin. De ce? Din cauza prețului? Vreau. Nu, Doamne ferește! Prețurile sunt mai acceptabile cele de post decât cel de fruct. În aceste condiții, comercianții spun că nu vor mai crește prețurile, altfel riscă să rămână cu marfa nevândută.